Casinoul din Constanța a intrat într-un amplu proces de reabilitare. Lucrările de restaurare a monumentului istoric de pe litoralul românesc sunt în desfășurare. Clădirea a fost îmbrăcată în schele, iar muncitorii lucrează atât la interior cât și la exterior. Echipe de arhitecți fac expertize pentru găsirea celor mai bune soluții tehnice de consolidare a clădirii emblematice. Inițial, casinoul era mult mai suplu. Partea dinspre mare nu exista. Etajul superior avea doi pereți, fiecare cu câte o fereastră de mari dimensiuni în formă de scoică. În cursul anilor, clădirea s-a extins cu săli suplimentare și a trebuit să fie modificată și astupată fereastra dinspre mare. Acum aceasta a fost descoperită de arhitecți. Această fereastră dinspre mare, normal că a fost acoperită, dar a fost acoperită numai în partea dinspre sala oglinzilor, iar ea a rămas aparentă în sala de spectacole și așa a rămas până în 1971, când s-a considerat că nu are rost să mai fie aparentă și s-a astupat, iar în 1987, când s-au făcut reparațiile capitale, pe această amprentă s-a făcut un desen tot așa în stil Art Nouveau de către artiștii plastici de atunci. Daniel Rănar este cel care a acceptat acoperirea acestei ferestre, tocmai pentru că acest cazinou trebuia mărit, revenirea la fereastra inițială și felul în care va evolua aceasta în paralel cu cealaltă scoică orientată către faleza cazinoului, cred că vor reda din plin gândirea lui Daniel Rănar, care făcea ca această clădire să plutească între soare, mare și cer. Specialiștii lucrează până pe 15 aprilie la identificarea celor mai bune variante de intervenție privind reabilitarea vitralilor și ale elementelor de arhitectură decorativă. Iată că au trecut deja câteva zile de când primarul municipiului Constanța, domnul Decebal Făgădău, a semnat autorizația de construire pentru începerea lucrărilor la cel mai îndrăgit simbol al orașului nostru și vedem că deja schelele au fost puse pe poziții. Sunt muncitori care lucrează în continuu la fațadă, la sondaje, la elementele artistice. Suntem foarte bucuroși că în sfârșit lucrurile au intrat în linie dreaptă și, la fel ca toți constanțenii, abia așteptăm să vedem această frumoasă clădire restaurată. Valoarea cu TVA a contractului este de peste 56 de milioane de lei, iar durata de execuție a lucrărilor este de 30 de luni.